Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat unde povestim de obicei despre parfumuri. Ei bine, astăzi vreau să vorbim despre parfumuri delicioase cu cocos, parfumuri tropicale care aduc bună dispoziție, care au așa un vibe de vacanță, care ne fac să zâmbim și să ne bucurăm de vară. Și vreau să vă spun că am adus aici parfumuri care au izul acela tropical. Mai am parfumuri în colecție cu cocos, dar ori este un cocos care oferă cremozitate și parfumurile sunt mai potrivite în perioada rece, ori nota de cocos se regăsește printre celelalte note, dar nu o detectez eu sau este pus acolo ca să ofere ceva și nu neapărat sunt parfumuri tropicale. Dar da, vorbim despre parfumuri în care cocosul este în evidență și ne bucură cu aroma lui tropicală. Haideți să începem cu un parfum accesibil, un parfum care îmi place foarte mult și este vorba despre Yara. Este acest parfum fluffy, dulce, tropical, prăjituros, delicios și la un preț foarte bun, este ieftin și bun din punctul meu de vedere. Un parfum de zi cu zi de vară care să te facă să zâmbești pur și simplu. Chiar îmi place foarte mult parfumul acesta. Este cumva o combinație de lapte de cocos, pentru că este așa foarte cremos, cu ceva fructe sau cu o prăjiturică, o combinație de prăjiturică cu cocos, o prăjiturică cu ceva fructe roșii, cu mult lapte de cocos, are și vanilie, dar nu este un parfum foarte dulce. O prăjiturică fluffy cu lapte de cocos, cam așa pot să-l descriu, dar este foarte plăcut, îmi place foarte mult, mi se pare destul de bine echilibrat, este și curățel, se usucă așa curățel și dulceag, dar pufos totodată, deci mie îmi place foarte mult parfumul acesta și vi-l recomand cu tot dragul. Trecem la următorul parfum, din nou un parfum cu cocos tropical, fructat, juicy și cu flori tropicale de această dată. Este vorba despre Coco Vanille. Anul acesta încă nu l-am purtat pentru că tot am avut altele noi și știți cum facem noi, întindem mâna după parfumurile cele mai noi, dar când l-am luat pe acesta, să știți că l-am folosit foarte mult, cred că acum 2 ani l-am luat. Este un parfum cu o deschidere de piersicuță, o deschidere suculentă, apoi apar și florile tropicale și cocosul se simte. Are un iz de cremă solară, dar nu se duce foarte mult în zona aia. După mine este un parfum dulce, vanilat, tropical, cu flori tropicale, cu piersicuță, este și floral tropical, mi se pare foarte bine echilibrat, adică are și o combinație de flori și fructe tropicale plus piersicuța, o piersicuță suculentă. Îmi place foarte mult parfumul acesta, este foarte persistent, puternic și cam dulce, adică trebuie să-ți placă parfumurile dulci ca să porți Coco Vanille. Dacă nu ești în zona asta de parfumuri dulci vara, poți să te îndrepți către Holiday. Parcă așa se numea. Acela este ceva mai fresh. Nu este atât de dulce. Și nu este atât de intens, parcă. Dar preferatul meu este Coco Vanille dintre cele două. Chiar am pe canal un video în care am povestit despre Coco Vanille și... O să vă las pe ecran Coco Vanille și Holiday. Următorul parfum este unul destul de cameleonic și de capricios, așa că v-aș recomanda să-l testați înainte și este vorba despre Gritty Tutu. Cumva este tot așa ca și Yara, pufos, cremos, fructat, nu neapărat lactonic. Aș putea să zic și lactonic, moscat. Da. Ei bine, Yara miroase ca un norișor roz pufos.
așa, roz, cum este sticluța asta. Vreau să vă zic că l-am cumpărat iarna, l-am purtat cât de cât și am zis, cred că mai potrivit este primăvara, pentru că i-am tot căutat perioada potrivită, pentru că aveam în colecție parfumuri mai potrivite și mai puternice pentru iarnă. Apoi l-am purtat primăvara și m-am înțeles foarte, foarte bine cu el. Și acum, când l-am mirosit într-o zi, am zis, oh, stai, parfumul ăsta are un vibe tropical, are un iz tropical. Și da, are cocos, dar cred că este de fapt o cremozitate pe care cocosul o redă, pentru că nu pot să zic că îl simt așa, simt aroma de cocos, dar este la fel de fluffy și de cremos ca și iara. Avem ca și note cocos, fructe, mere, grapefruit, cassis, în mijloc avem heliotrop, iasomie și trandafir, iar în bază avem zmeură, mosc, vanilie și ambră. Deci este fructat, este pufos. Acum, pufos poate să fie mai mult de la mosc, dar tot are cumva cremozitatea aia pe care ar da-o cocosul. Și e dulce. Hai să zic că poate să fie și el o combinație de smeură cu mosc, pufos și cu o cremozitate dată de cocos. Pot să zic așa. Pot să mă duc și la un milkshake, tot așa foarte cremos, cu zmeură, dar mai puțină zmeură, adică, da. E frumos, dar testați-l, pentru că v-am zis că nu e de luat blind, sincer. Nu e. Parte vorbim despre un parfum floral tropical, dar nu cu flori tropicale, ci cu neroli și floare de portocal. Tropical este pentru că are lapte de cocos, are note sărate, note marine, sare, ce mai avem? Smochină, avem o bază de cocos, de lapte de cocos, mosc, cedru și ambroxan. M-am bucurat foarte mult de parfumul acesta, anul trecut l-am avut cu mine la mare. L-am luat la un schimb, pentru că eu nu știu de ce parfumul acesta nu se mai găsește, pentru că este foarte, foarte potrivit pentru vară și foarte bine echilibrat. Dar ca să vă faceți așa o idee, duceți-vă cu gândul la Bronze Goddess of Fresh, doar că acela nu are atâtea flori albe ca și acesta. La Neroli Portofino, doar că acesta este ceva mai cremos și mai tropical, sau la Eau de Soleil Blanc. Da, cam în zona aia, cel mai bine cred eu că se apropie de Eau de Soleil Blanc. Este un parfum floral cu neroli și floare de portocal. Sunt destul de evidente aceste flori și asta îl face diferit. Dar se simte foarte bine aroma asta florală la început, apoi începe să se domolească și se alătură laptele de cocos, care oferă, cum să zic eu, cremozitate și îl face să fie un parfum tropical. Este proaspăt totodată. Nu pot să zic că simt foarte bine notele astea marine, sarea, nu mi se pare un parfum sărat. Cred că mai mult oferă prospețimea asta pe care o are, sau smochină, nu pot să zic. Pot să zic că cel mai bine simt în acesta florile albe și laptele de cocos, mai târziu când se mai usucă el. Dar este un parfum frumos, foarte frumos, din păcate nu prea se mai găsește. Eu l-am luat la un schimb și l-am văzut o singură dată pe un site, pe Military Shop chiar, cred că acum un an sau doi. Dar da, l-am văzut la un moment dat și apoi a dispărut de peste tot. Nu știu, nici nu prea a fost el așa ușor de găsit sau nu prea m-am lovit de el pe site-uri când scrollam eu. Nu știu de ce. Și ultimul parfum despre care vorbim este un parfum elegant cu cocos. Un parfum despre care
Ar trebui să se vorbească mai mult pentru că merită toată atenția din punctul meu de vedere. Unul dintre puținele parfumuri cu cocos atât de elegant, matur aș putea să spun, foarte frumos este parfumul acesta. El nu este genul acela de parfum cu cocos pe care îl iei în vacanță când mergi la plajă, când mergi zi de zi la plajă, vacanțe din astea foarte legere. Mi se pare genul ăla de parfum cu cocos pe care îl iei la mare, dar îl porți seara când mergi în oraș, mergi să vizitezi, mergi să te plimbi, ieși la terase. Foarte frumos este. Avem o combinație de vanilie, cocos și un strop de trandafir. Cred că trandafirul acesta îi dă eleganță și este unul dintre puținele parfumuri, na, din ce am testat eu, cu vanilie și cocos, fără flori tropicale, fără să-ți dea vibe-ul acela de cremă de plajă. Și cred că are și niște lemn de santal pe acolo, adică simt cumva un cocos lemnos. Este foarte frumos parfumul acesta. Știu că se mai găsește pe site-uri, dar na, nu știu dacă se mai găsește de testat prin magazine, nu cred, nu cred. Dar da, este un parfum frumos și unul dintre preferatele mele cu cocos. Un parfum în care cocosul este evident, dar totodată este un parfum foarte, foarte elegant. Și haideți să vorbim și despre parfumul acesta, suculent, în care regăsim cocosul în bază, dar nu se simte, nu... Adică, dacă nu te uiți pe note, cu siguranță nu zici după ce se usucă, miroase a cocos. L-am dat de ceva timp pe piele și acum pot să zic că simt o aromă de măr. Este dulce, un fel de caramel simt acolo, un măr caramelicios și cu ceva cremos. Poate să fie o cremozitate redată de cocos, dar niciodată nu mă duce cu gândul la cocos parfumul acesta. După cum vă spuneam, este un parfum pe care poți să-l porți și în această perioadă, îl port și în perioada rece, chiar îl port astăzi, pentru că mi s-a făcut dor de el. E suculent, e plăcut, îmi place foarte mult, dar nu aș fi putut să-l pun în top 5 pentru că nu este parfumul acela tropical cu cocos. Dar da, îmi doresc o sticlă full size din acesta. Știți că sunt înnebunită după parfumurile de la Nobile, că îmi place foarte mult Perdizione. Ba chiar mi se pare mai potrivit pentru mine decât la Danza. E mult mai elegant Perdizione și sper eu să apară în curând și cu siguranță o să vă anunț. Dar nu-l ratați nici pe acesta dacă vreți ceva fructat, juicy, dulce. E foarte frumos. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Dați-mi idei de parfumuri cu cocos. Chiar sunt curioasă ce parfumuri cu cocos vă plac. Dacă aveți ceva în colecție care vă place foarte, foarte mult, nu uitați să-mi lăsați în comentarii pentru că sunt curioasă. Și abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, împărtășiți și cu prietenii voștri, dacă sunt iubitori de parfumuri, dacă sunt în căutarea unor parfumuri și dacă urmăresc astfel de content, nu uitați să lăsați un like, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu vin cu un video nou și puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!